Trebuie să vă spun, stimați prieteni, că interviul care urmează este, cum s-ar zice, la foc automat. Suntem la o primărie și iată domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Bine ați venit la Podul Turcului. Mulțumesc frumos, mulțumesc că... În numele unei prietenii pe care îndrăznesc să vă port, să știți că eu sunt al naibii de independent, nu, chiar nu mi se pare. Când am făcut interviu cu un președinte de stat și am 9, cu 14 prim-ministri, cu cât miniștri, n-am avut nici cea mai mică, cum să spun, sfială. M-am gândit ce l-ar interesa pe ascultătorul sau cititorul nostru. Eu reprezint și un ziar și un post de radio și televiziune. Domnule vicepreședinte, scurt și la obiect, ce faceți la Podul Turcului? Printre multe investiții pe care dumneavoastră le-ați văzut de-a lungul timpului, Consemnat, le-am da? inaugurat aici la Podul Turcului. Astăzi avem un proiect pe care l-am inițiat împreună cu prefectul județului, din perspectiva rămânerii stației de salvare în zona Podul Turcului să acopere comunele limitrofe, întrucât în faza inițială se hotărâse să retragă toate stațiile de salvare la municipiul Bacău. Am găsit soluția asta, să rămânem în zonă, să deservim cu câteva mașini de salvare a oamenilor în zona Podul Turcului, în comunele, în cele 20 de comune Da, de sunt pe între Valea 14 și Zecheiului, pe așa e. Hegiului și spre Sascut, de așa manieră încât cetățeanul să nu aibă prea mult de suferit și forța și viteza de intervenție să fie foarte scurtă și rapidă și eficientă. Asta face parte din programul Consiliului Județean Bacău de sprijinirea sănătății. Bineînțeles că Consiliul Județean, în afară de Spitalul Județean, care îl are în administrare din 2005, are în grijă și celelalte spitale prin parteneriate, Spitalul Municipal Onești, Spitalul Municipal Moinești, pe care le-am adus la un standard de investițional foarte important. Nu neglijăm, chiar dacă se spune Valea Plângere, Valea Zeleținului și Berheciului, nu neglijăm tot. E o ambiție și a mea personală și a președintelui Dragoș Benea ca această, așa, Valea Plângere, între ghilimele spus, O, domnule, Valea Zeletinului, să o domnule. ridicăm la standardele, eu știu, de confort apropiate orașelor și din zona noastră, Ați din vorbit județul de nostru. ambiții personală? Și o ambiție personală, da, De întotdeauna am ce? afirmat aici, la Podul Turcului și pe comunele din zona Podul Turcului, că îmi doresc să redevină Podul Turcului acel centru economic și social, Și care a cultural fost odată și și cultural, care dintotdeauna, în sigur. jurul lui a generat emulații întotdeauna. Și eu văd perspectiva asta în următorii 6 ani, până în 2020, și datorită faptului că putem accesa fonduri europene importante și chiar îmi doresc această vale să nu mai fie paria județului Bacău. Atenție ce am citit eu printre cuvintele dumneavoastră, că veți fi reales și peste 2 ani când se vor organiza alegeri locale. Nu mi-am făcut o strategie pentru 16. 2016-2020. Sper să rămân împreună cu Dragoș Benea în aceeași echipă, să facem o echipă care să continue proiectele județului Bacău. Depinde și de hotărârea colegilor mei din Partidul Social Democrat. În politică, azi ești într-o funcție, mâine poți să fii în altă funcție sau poți să nu fii deloc. Din perspectiva asta, eu mi-aș dori să rămân pe poziția care o am acum, vicepreședinte la județ, să continui proiectele cu Dragoș Benea, de așa manieră încât să fiu satisfăcut, să mă prezint în fața cetățenilor județului cu proiectele finalizate în 2020. În numărul următor va apărea un articol contra unui primar de pe Valea Zeletinului, contra, e un fel de a zice, pe un primar care îl doare în cotul pisicii de cultura locală. Voi faceți la Consiliul Județean Bacău o echipă bună, v-am mai filmat, v-am auzit, îmi place. Dar pentru cultura din zona aceasta aveți intenții deosebite sau încă nu? Cinstit, nu? Sigur, sigur că da.
Numai de mult, de aproape o lună, aproximativ o lună de zile, am avut un proiect cultural la Stănișești, da? Gheorghe Apostol, da. Gheorghe Apostol, nu știu dacă ați fost. Am fost, un sigur. Un proiect pe care eu îl susțin de când sunt în funcție de vicepreședinte al Consiliului Județean și pe fondurile pe 350, legea 350, care ne permite să finanțăm aceste proiecte culturale. De asemenea, am sprijinit tot pe fonduri ale Consiliului Județean pe legea 350, ansamblul de la Podul Turcului. Privighetorile Podul Turcului. Dar n-au ajuns totuși. Unde domnul Popa, e un Nicolae Popa, un profesor extrem de inimos. Așa. Datorită implicării dumnealui, acest ansamblu a dănuit în timp și încă eu îmi doresc să continuă. Îmi pare rău că nu l-ați putut trimite în Olanda sau nu știu. Nu, datorită legislației existente, nouă nu ne permite legea să putem să finanțăm decât activități pe teritoriul României. Așa e legea, nu putem să o încălcăm și îmi pare și mie rău. Mă bucur că sunteți deja în temă, da? Așa cum spuneați dumneavoastră, și nu vreau să vă dezamăgesc în timp și să observați de-a lungul timpului că proiectele noastre culturale continuă. Vreau să dezvolt pe Valea Zilentinului și Berheciului împreună cu amitii rumeni din La Saint-Leu la Forêt din Franța, organizație non-guvernamentală care colaborăm foarte bine cu ea. Am auzit de ea, să da. Să facem un centru francofon și să implic copiii de pe Valea Zilentinului și Berheciului din școlile de pe Valea Zeletinului și Berheciul în acest proiect. Dacă tot dezvoltarea limbii franceze în zona aceasta și să fac un schimb de experiență, să vadă și acești copii de pe meleagurile aceste, din păcate, mai amărâte și necăjite, cum se trăiește în Franța, care este educația în Franța și cum trebuie să la un nivel de civilizație, cultură, numai prin a învăța, a învăța și iar a învăța. Trebuie să recunosc că este absolut lăudabil ce ne spuneți. Dar o propunere în același timp. Ați putea să sprijiniți formarea unui muzeu la Podul Turcului, chiar la Căminul Cultural? Da, am nevoie de un proiect. Bineînțeles că se poate sprijini orice activitate. Am nevoie de o echipă în spatele meu, am nevoie de un inițiator să pună pe hârtie ce își dorește și lucrurile pot căpăta contur. Pentru mine nimic nu e imposibil în viață. Fiți bun, prezentați-vă chiar dumneavoastră pentru publicul meu. Da. E greu să mă prezint, pentru că și mie îmi place să mă prezint alții. Sunt vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Ionel Floroiu mă numesc, sunt din anul 2000 în politică, sunt social-democrat, îmi place să fiu între oameni, alături de oameni și pentru oameni. Și încă nu în campanie, nu? Deocamdată sunt pre-campanie, domnule vice, dat fiind că eu am avut plăcerea să vă cunosc ceva mai înainte și nu v-am lăudat degeaba, eu vreau să mă bucur astăzi de interviu, să mă mai bucur și de alte interviuri, oriunde ne vom întâlni și de ce nu să constat peste un timp când veți avea dumneavoastră mai mult nevoie de noi, adică aproximativ peste un an jumate. Acum e prezidențialele, dar atunci contează. Și atunci dumneavoastră puteți baza pe amiciția noastră, așa cum și noi bazăm pe prietenia cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Succes, domnule vice. La fel și dumneavoastră. Mulțumesc.